Uitați ce am cumpărat de aici! Big gingerbread! Strasburg este la doar 3 km de granița cu Germania. Diavolul a călătorit odată prin lume, călare pe spatele vântului. În timp ce trecea prin Strasburg, și-a văzut propria imagine sculptată pe fațada catedralei. Trebuie să știți că aici este capitala Crăciunului. Începem vlogul de astăzi cu un mic dejun copios, cu chestia asta lor tradițională. Cu cafea și ceva... Se știe, focaccia cu șuncă, care au fost 20 de franci. Dar măcar este bine că aici, în gara aceasta, se poate mânca ceva, pentru că la noi în țară nu poți să mănânci nici atât. Așa că așteptăm trenul, care vine în 20-30 de minute, dacă nu va avea din nou întârziere, și vom pleca către Strasburg. Deci, în cele din urmă, a trebuit să ne reîncărcăm. Văd că aceleași bilete pe care noi le-am cumpărat când am venit aici, am reușit să le reîncărcăm și a costat pentru două persoane 6,80 de euro, 24 de ore. Acum va veni în 4 minute. Noi inițial am crezut că avem hotelul chiar în centru, dar se pare că este lângă Parlamentul European și este destul de departe. Cred că facem vreo 5-10 minute până acolo. Vrem să vizităm piețele de Crăciun, care sunt 12 la număr. Am ajuns la prima piață pe care am găsit-o după ce ne-am dat jos din tramvai. N-a fost chiar așa departe, au fost doar 3 stații. Situat în partea de nord-est al Franței, Strasburg este la doar 3 km de granița cu Germania. Vizitatorii pot merge pe jos sau pot lua un tramvai care ajunge în orașul Kiel. Pentru că este strategic localizat, multe armate au luptat pentru Strasburg. Astfel, acest oraș și-a schimbat naționalitatea între Franța și Germania de 4 ori timp de 74 de ani din cauza războaielor. Pentru că era nevoie de un simbol puternic pentru a construi o Uniune Europeană după cel de-al doilea război mondial, Strasburg a fost ales să găzduiască Consiliul Europei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dar și Parlamentul European. Dacă vizitați Strasburg în perioada de iarnă, trebuie să știți că aici este capitala Crăciunului, iar tradițiile datează încă din anul 1570. Piața de Crăciun din Strasburg este cea mai veche din Franța, iar anul acesta se regăsesc numai puțin de 12 piețe de Crăciun. Simboluri alsaciene, vin fiert, prăjituri sau decorațiuni sunt doar câteva din lucrurile pe care le veți întâlni la aceste piețe, aflate la distanțe relativ scurte una față de cealaltă. Bradul de Crăciun, pe care nu aveți cum să-l ratați dacă ajungeți aici în perioada iernii, trebuie să aibă o înălțime de minim 30 de metri, iar căutările pentru el încep încă din luna martie. În ceea ce privește sectorul culinar, Strasburg este recunoscut pentru preparate alsaciene. Dacă ajungeți aici, trebuie să mâncați cel puțin o tartă flambé, care seamănă cu pizza, și totodată aici este și locul în care a luat naștere foie gras. Când ajungeți aici, nu uitați să studiați arhitectura caselor. Nivelul de rafinament indică statutul financiar al proprietarului. Multe din casele din zona La Petite France, care sunt înconjurate de 4 canale, datează din secolul al XVI-lea sau al XVII-lea. Undeva în secolul al XVI-lea, această zonă nu era atât de bine privită cum este acum, cu restaurante și magazine, ci dimpotrivă, era zona unde erau ținuți soldații care contractau sifilis. Un sfat ar fi că dacă ajungeți aici în perioada sărbătorilor de iarnă, să încercați să rezervați aceste cazări din timp, pentru că prețurile, mai ales în zona centrală, pot depăși lejer 200 de euro pe noapte.
cazarea pe care noi am ales-o, să știți că este una dintre cele mai ieftine în această perioadă. Cam toate cazările aici în Strasbourg pornesc de la peste 100 de euro, 200-300, ceea ce este destul de mult și noi ne-am hotărât ca mâine să plecăm spre Paris, pentru că inițial am vrut să luăm două nopți de cazare aici. Piesele de Crăciun din Colmar s-au părut mult mai frumos decorate, dar și aici este spiritul Crăciunului. Nu este la fel de aglomerat, probabil că ieri, fiind duminică, au fost și mai mulți oameni, dar și așa este destul. Catedrala din Strasbourg, denumită Notre-Dame de Strasbourg, este cea mai veche catedrală gotică din lume, având peste 1000 de ani. Din cauza războaielor, catedrala a devenit o biserică protestantă, dar când Strasbourg a fost anexat din nou Franței, aceasta a revenit la catolicism. Ca o curiozitate, există o lege care nu permite construirea niciunui imobil care să depășească înălțimea catedralei. Astfel, veți putea observa catedrala de la distanță, pentru că are o înălțime de 112 metri, iar timp de 227 de ani a fost și cea mai înaltă clădire din lume. Fațada ei este incredibil de detaliată, iar mai mult decât atât, în interiorul acesteia se regăsește ceasul astronomic, al cărui mecanism este intact încă din anul 1842 și care a fost construit de artiști, matematicieni și tehnicieni. Vă recomand să mergeți la ora 12:30 după amiaza, când figurinele vor începe să funcționeze. Ceea ce m-a uimit și pe mine a fost un curent pe lateralele catedralei, dar care se pare are legătură cu una dintre legende. Aceasta spune că diavolul a călătorit odată prin lume, călare pe spatele vântului. În timp ce trecea prin Strasbourg, și-a văzut propria imagine sculptată pe fațada catedralei. Curios, a intrat în catedrală pentru a vedea dacă mai erau sculpturi cu fața lui, dar a fost alungat și a fugit atât de repede încât a lăsat vântul în urmă. De atunci, vântul a alergat în cercuri în jurul catedralei, așteptând cu nerăbdare ca diavolul să se întoarcă afară. Am cumpărat de aici Big Gingerbread. Am găsit acest omuleț tradițional cu 16 euro și e senzație, e foarte mare. N-am mai văzut așa ceva până în această zonă de aici, din Strasbourg. Acesta a fost vlogul nostru din Strasbourg. Dacă v-a plăcut, vă rog să mă ajutați cu un like, subscribe și share pentru a putea crește acest canal. De aici, noi vom pleca în Paris. Vă avem tren în această seară la ora 22:30 de minute. Așa că o să înceapă noua aventură acolo, câteva zile în care vom vizita piețe de Crăciun, bineînțeles, dar și alte obiective turistice.